În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini, multe griji are un om și multe griji au unii oameni. Poți avea grija zilei de mâine, poți avea grijă de ce fac alții. Poți avea grijă să-i judești pe alții, să-i vorbești de rău pe alții. Sau poți avea grijă de tine, de casa ta, de copiii tăi, de viața ta. Multe griji au oamenii, unele pot fi bune, bune, altele pot fi rele. Au oamenii multe griji, griji doar de trup, sau griji de trup și de suflet. Unii au într-un fel, alții au într-altul. Fiecare după cum e mânat de credința lui, fiecare după cum alege în viață drumul pe care să meargă, multe griji poate să aibă un om. Dar oare ce ar trebui să aibă un creștin? Care ar fi prima grijă a lui, a unui creștin? Cea din tâi grijă a creștinului trebuie să fie grija față de suflet. Și asta spune Sfânta Scriptură. Și cităm: ce folos omului că va câștiga lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Prima grijă este grija față de suflet. Dacă tu ești credincios, ești cu Dumnezeu, grijești de al tău suflet. Grijind de al tău suflet, al tău raport cu cerul este bun. Raportul tău cu tine este bun, raportul tău cu ceilalți este bun. Grijești de suflet. Să-ți aduni fapte bune pentru suflet, să aduni comoară în cer pentru suflet. Așa faci. Iar dacă ești nepăsător față de suflet, atunci te gândești doar la trup, atât. Doar el să aibă, el să fie. Nu mai contează nici bunătatea, nici dreptatea, nici mila, nici iubirea. Nu mai contează nimic, doar el. Nu mai contează raportul între tine și ceilalți, sau între tine și cer. Nu contează. Doar să ai pentru trup. Asta contează pentru unii, dar nu-i bine. Și în acest sens avem astăzi o Sfântă Evanghelie care ne spune următoarele. Zisa Domnul pilda aceasta: unui om bogat i-a rodit țarina și se gândea în sine zicând: ce voi face că nu am unde să-mi strâng roadele mele? Dar și-a zis: aceasta voi face, voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo toate roadele mele și bunătățile mele. Apoi voi zice sufletului meu: suflete, acum ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Însă Dumnezeu i-a zis: nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău, iar cele ce ai strâns tu, ale cui vor mai fi? Așa se întâmplă cu cei care își adună comoară pentru sine însuși și nu în Dumnezeu se îmbogățesc. O evanghelie deosebită.
Și în Evanghelie s-a gândit doar să adune roade pentru trup. Era bogat, bogat. Iată, vede că va avea roade multe. Nărâne le pune, zice, stric hambarele, le fac mai mari și adun tot ce am acolo. Și apoi voi zice sufletului, el confundă trupul cu sufletul. Că sufletul nu mănâncă nici pâine, nici lapte, nici ouă, nici brânză, nici altceva. Sufletul nu se hrănește cu cele materiale, ci cu cele spirituale. El confundă trupul cu sufletul. Zice, suflete, ai multe bunătăți, dar să le mănânce trupul. Vedem ce face el. Dar când a terminat de adunat și de zis că poate sta liniștit să petreacă, Dumnezeu îi spune, în această noapte te muți de aici. Și cele ce ai adunat, ale cui vor mai fi? Ai adunat. Dar de aici nu duci nimic. Toate rămân. Ale cui? N-a dat la nimeni nimic. N-a zis, voi da la cineva, împart la cei ce n-au, cam atâtea, am atâtea. Și la anul iară am roade, și la anul iară roade, încât pot să dau cât vreau. N-a vorbit de milă, de ajutor, de dragoste. N-a vorbit că el va fi lângă cei ce dau, să aducă cuiva o bucurie. S-a gândit doar la el. Egoist și necredincios, fără Dumnezeu. Nu s-a gândit să-și facă o faptă cât de mică, o faptă bună, nimic. S-a gândit doar să mănânce, să bea și să petreacă. La atât. Doar la cele trupești. La cele sufletești, deloc. N-a mintit nici măcar un cuvânt. Rău a făcut. Când oamenii sunt buni, se ajută unii pe alții. Se ajută. Și sunt unii cu alții și unii pentru alții. Când au credință, și-s oameni buni cu Dumnezeu. Așa fac ei, care sunt buni și cu credință. Diferența e mare între unii și alții. Mare. Iar care n-au pe Dumnezeu și n-au credință, sunt ca cel din Evanghelie. Dar apoi, la cine o să rămână ce au adunat ei? Pentru că se duc, le lasă. Dar dincolo merg săraci, fără nimic, fără un pic de avere, că n-au ce duce. Materialele toate le lasă aici, în viață. Iar când oamenii sunt buni, se ajută. Citeam cândva despre niște copii un exemplu. Și anume, copiii merg, niște copii la mare. Și iată, intră să facă baie. Erau niște geamanduri, unde se spunea, până aici veniți, mai departe nu treceți. Fără să vrea, unul trece. Trece. Și își dă seama că nu se mai poate salva singur. Ceilalți s-au temut. Cum să meargă să scape, că pierd și ei. Și atunci ce au făcut? Și-au unit glasurile, să acopere vuietul mării și au strigat ajutor. Și glasul lor s-a auzit. S-a auzit. Și salvamarul leargă repede și îl scapă pe copil. Ce înseamnă să vrei să dai ajutor? Găsești modalitate, găsești cale, găsești drum, dacă vrei.
Dacă nu voiau să-l salveze, îl lăsau acolo. Puteau zice, el s-a dus, a greșit, rămân acolo. Dar n-au vrut, ci au vrut să-l salveze. Iar alți copii s-au dus iarăși tot așa la mare. Unul trece dincolo de geamandură. Și acolo nu era pe mare, pe mal, salvamar. Nu era cine să-i scape. Și oameni prea puțin și departe. Unul a trecut dincolo de geamandură. Nu se poate salva. Ceilalți mai mulți, ca vreo 10, ce să facă să-l ajute? Că au vrut. Și au zis, ne prindem de mână, unul pe altul. Și cel din capăt merge către cel care a trecut de geamandură până îl prinde de mână. Noi de aici ținem să nu-i ducă cumva apa mai încolo și îl tragem încoace. Și l-au tras. Au găsit modalitatea de a-l scăpa. Și în Evanghelie ne-a căutat o modalitate să zică, mă duc și dau la alții. Am stricat hambarele, ce a fost în ele dau la alții. Ajut, mai bine zis, pe cei ce n-au. Ajut, nu risipesc, ci ajut și dau unde-i nevoie. Dar nu s-a gândit, ci doar s-a gândit cu somnul hambarele și apoi cum să petreacă el o viață. Că a zis, viața mi este înainte, o am de trăit și mulți ani voi petrece. Și noaptea aceea, Dumnezeu îi spune, vei muri. Oare ce-o fi zis el în gândul lui când se spune, voi muri, vei muri. Dar Dumnezeu îi spune, el tace, ce ai adunat tu, ale cui vor fi? Dar nu te-ai gândit. La asta nu te-ai gândit niciodată, nici n-ai pus întrebare, sau să faci ceva înainte cu ele. Nu te-ai gândit. El era prea mândru de el, că cine el? Ce poate el? Cât are el? Și apoi va fi așa de liniștit că are și că va mânca, va bea și va petrece. Doar la asta se gândea. Doar trupește. Atât. Spiritual, duhovnicește, nu s-a gândit să facă vreo faptă bună, plin de sine. Așa a fost el. Până Dumnezeu i-a spus, în această noapte vei trece, te duci. Dar până atunci a fost altfel. Știți acea pildă cu spicele de grâu? Le știm. Unele spice stau frumos în sus, nu sunt nici plecate din potrivă în sus și altele sunt plecate în jos. S-au lăudat cele care erau în sus, uitați-vă la noi, zic că celelalte, ce frumoase suntem noi, pe când voi plecate în jos. Numai că cele îndreptate în sus erau goale, goale. Cele pline de grâu erau plecate în jos, le trăgea greutatea în jos. Cele goale, sus, mândria te face să te ridici că cine ești tu. Când ai roadă bună, chiar te pleci și te zmerești. Zici, mi-a dat Domnul, dar mă zmeriți în fața Lui că mi-a dat. Ioan Gură de Aur zice, privițile cele îndreptate în sus le arde soarele, le usucă încă. Pe cele pline de bob le coace. Asta devine una sau alta. El a crezut că cine el și s-a prezentat pe el la sine. Uite ce vei face tu de aici înainte. Mănânci și bei și petreci. Dar a uitat că există și moarte. A uitat de suflet. Și a uitat că e trecător.
și că e călător pe pământ. A uitat. A crezut că doar a mânca și a bea este totul. Ce să se roage lui Dumnezeu? Ce să se gândească la fapte bune? Nu s-a gândit. Doar la ce va face el. Atât. Și nu-i bine. Luăm așa un exemplu. Cândva niște oameni s-au dus, erau la țară, și s-au dus la coasă toți, fiecare cu coasa lui. Și s-au pus la rând, așa la șir, cum este acolo rânduiala, și-au mers. Fiecare cu brazda lui. Unul în timp ce cosea, zicea și câte o rugăciune când stătea în loc. Ceilalți nu. Iată, zicea câte o rugăciune, făcea câte o pauză și zicea rugăciune și mergea mai departe. Dar iată, după ce au ieșit cu brazile, a făcut o pauză, întreabă cineva pe acela care zicea câte o rugăciune. Dar de ce faci dumneata asta? De ce o faci? Și mă rog Dumnezeu să mă ajute, să fie cu mine, să-mi dea putere și mie și mă rog și pentru voi. Să-mi dea gând bun și roade bune, să ajutăm și pe alții. Mă gândesc și la alții, nu doar la noi. Să ajutăm cu ce putem. Vezi, asta fac eu. Eu mă gândesc la suflet atunci. Să pun ceva în suflet, vezi? Dar ce te întreb pe tine, care ai pus întrebarea, cei care merg cu coasa, de ce au bătut-o dimineață? Pe au bătut-o să aibă ascuțiș, să taie mai ușor. Dar de ce cu piatra dau pe coasă din când în când? Păi să rămână ascuțită, să aibă spor la lucru. Vezi? Și eu pentru suflet m-am grijit. E doar material? S-au gândit la ceva. Dar eu în timp ce mergeau ei, și eu mergeam cu ei, mi-a ascunțea și coasa și am bătut și dimineață, m-am gândit și la suflet. Ei nu s-au gândit, dar m-am gândit eu. Și ar fi bine, tu care întrebi, să o faci și tu. Că uite pilda, ce spune pilda și a spus pilda cu bogatul. Acela nu s-a gândit decât la trup. Noi și aici suntem, dar nu numai la trup să ne gândim, ci și la suflet. Dumnezeu ne-a dat, uite, cele bune, să-i mulțumim și să rugăm să ne dărească sănătate, pace și zile, să putem folosi cu bine ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. La bogat Dumnezeu i-a dăruit roadă bună și multă și în loc să fie și el bun cu mână largă, s-a gândit doar la el și la trup. Atât. A uitat de celelalte, a uitat de suflet. Poți da un exemplu bun pentru suflet totdeauna. Poate fi exemplu bun. Poate fi ceva deosebit. Și prin fapta ta cea bună poți schimba pe alții. Poți prin fapta ta cea bună, grijind de suflet, să schimbi pe alții. Poate bogatul n-a privit la nimeni ce a grijit de suflet. Nu i-a păsat. Dar dacă ai asemenea oameni lângă tine, fă ceva să-i schimbi. Fă ceva. Și bine. Cel ce îndreaptă pe fratele său acoperă mulțime de păcate. Nu uita. Ia îndreaptă pe fratele tău. Și bine. Cândva era un om bogat, dar era fără Dumnezeu. Bogat, dar nu credea în Dumnezeu. Orice îi spunea cineva, el zicea, nu mă interesează. Vorbi despre Iisus Hristos, nu cred în el. Vorbi despre apostoli, ce au vorbit ei, nu cred în ei. Vorbi de Dumnezeu din cer, nu mă interesează și nu cred. Eu cred doar în cei pe pământ aici.
asta nu mă cred. Așa zicea el și el totdeauna mergea între oameni cu necredința lui. Și totuși l-au întrebat unii, dar tu totuși ce faci, în ce trăiești, cum ești tu? Ce nu mi-e frică de voi, de niciunul? Doar de o persoană mi-e frică. Și au zis, de cine? Și a zis el, am acasă o slujnică credincioasă. Tot ce îi spun face și nu comentează. Și face cu dragire de inimă. Face și lucrează. Și o văd. Ea nu-mi întoarce vorba. Ea nu înjură. Nu caută să ia ce nu ia ei. Cinstită. Și o văd. Și am pus-o la muncă și am pus-o la muncă și am pus-o la muncă și am întrebat-o într-o zi pe ea. Dragă, spune-mi, de ce faci astea toate pentru mine? Vezi că-s rău. Vezi că-s om necredincios. Te-am pus la munci grele. De ce faci toate astea pentru mine? Să știu și eu. Și mi-a răspuns ea, îți slujesc ție cum aș sluji pe Domnul meu. Și asta zice, m-am întors pe dos. N-am ce zice la asta. Asta mă face să mă frământ. Mă pune pe gânduri. Asta, fapta slujnicei, nu vorbele voastre. Fapta ei vorbește. Și eu, care n-am avut mână de dat, voi începe să dau, că m-am pus la punct. Mi-a dat o lecție grozavă slujnica asta, mă slujește ca pe Domnul ei. Și e credincioasă. Și nu ce ziceți voi mă schimbă, ci ceea ce a făcut ea. Și am văzut că a făcut. Și am văzut că a lucrat. Și cuvântul ei a fost, nu să mă mustre, ci să-mi spună blând, te slujesc ca pe Domnul meu. Și a rămas surprins, a rămas pe gânduri. Asta m-a pus pe gânduri când am văzut credința ei lucrătoare. Și o să mă schimb. Nu știu dacă bogatul a avut ceva lângă el, așa ceva, dar noi merită dacă avem pe cineva lângă noi așa, să-i spunem să nu fie, să-i arătăm că nu-i bine și să-i arătăm. Și de ce oare? Dacă ne fac rău nouă. Spune Scriptura așa, nu vă teme de cei care ucid trupul, ci de cei care poși trupul și trupul să-l piardă în ghienă. De aceea să vă teme mai rău, ca aceiași mai periculoși. De aceea să-ți fie frică. Vedem că oamenii se fac multe. Și vedem că oamenii, și dacă sunt bogați, de multe ori pot fi tot nemulțumitori. Pot fi. Și dacă au. Oare se poate? Luăm așa un exemplu simplu, dar pe înțeles. Cândva un om din clasa mijlocie, nu bogat, nici sărac, avea la țară pământul lui, gospodăria lui, de toate. Și iată, într-un an Dumnezeu îi dă o recoltă mare de cartofi. Mare. Cartofi toți mari, cât un pepene fiecare mare. Mari. Încât s-a minunat el, ce roadă bogată are. Dar la sfârșit a fost trist. Necăjit. Pus pe gânduri. L-au întrebat vecinii, dar vecine, de ce ești tu acum pe gânduri când ai o roadă așa bogată?
N-ai avut de când ești tu. Nu o să mulțumești lui de sus că ți-a dat roadă bogată, cum n-ai avut de când ești tu, tu ești pe gânduri. De ce, vecini? Păi zice, uite, știi de ce? Eu acum n-am cartofi mici să-i dau la porci. N-am. Și n-am. Ce o să le dau? Să-i tai pe ei amar, că nu mă întorc să-i tai. Nu mă lasă să-i duc să tai din ei amari, să le dau lor. Și doi, ce pun la primăvară în pământ, că n-am cartofi mici? Nu-ți mulțumi că n-am și mici. Nu pot. Nu s-a gândit că poate face un schimb cu cineva. Nu s-a gândit la schimb. Îți dau mari și dă mici. Că mulți au avut numai mici cartofi. Nu s-a gândit, pot face un schimb. Sau vând din ei și îmi cumpăr mici. Nu s-a gândit. Ci doar că are prea mulți mari și n-are ce pune în pământ și n-are ce de la porci mici. A vrut să aibă și de aceea mulți, 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 deși avea mari, cum n-a avut de când a fost el. Nu omul când Dumnezeu îi dă, uită de mulțumire la Dumnezeu și tot nemulțumit, tot el, deși are roadă de multe ori, cum n-a avut niciodată. Și asta nu este bine. Vedem pe cel bogat cum stătea și se uita la averile lui. Vedem că și-a stricat el hambarele, privea la ele pline. Și prin de sine, cine el? Câte are și pe cât de mulți ani are? Dar era totuși un simplu om și el, precum ceilalți. N-avea nimic în plus, doar atât. Cândva, citim în istorie, de un Alcibiades, un om bogat, plin de laudă și de sine. Întâlnește odată pe Socrate. Se laudă în fața lui Socrate, știi tu ce am eu? Știi tu câte bogății am eu? Știi tu pe ce stăpânez eu? Nu știi, dar eu sunt cineva. Eu am ceva, am pământuri multe, am averi multe, tu nu ai, am și pădure, am și șesa, și ape, eu am, tu n-ai. Și îl privea de sus pe Socrate, de sus plin de mândrie. Socrate se gândește și apoi face rost repede de o hartă. Și deschide harta și spune lui Alcibiades, te rog frumos să-mi spui, să-mi arăți pe hartă unde e averea ta, să-mi arăți, să văd cât e de mare, cât e de întinsă. Și zice acela, păi nu poți să-ți oră pe hartă, că nu e așa de mare să fie decută pe hartă. Păi dacă e așa de neînsemnată, de ce te lauzi? Dacă e așa de neînsemnată, de ce zici tu că cine ești? Dar te întreb, la suflet ești mare? Mare sau mic? La asta n-a avut ce să răspundă. Dar oamenii pot să fie cu Dumnezeu sau fără. În Evanghelie n-a pomenit nimic de Dumnezeu niciodată. Un cuvânt n-a zis. Fără Dumnezeu era. Fără Dumnezeu s-a mutat dincolo. Dar tot ce a adunat, când a terminat, a și lăsat aici. Știți, cineva întreabă la moartea unui bogat, s-au dat rudele lui în casă și când a ieșit afară, întreabă cei de afară, dar ce-a lăsat bogatul? Ce-a lăsat?
Aș vrea să înșire 1, 2, 3, 4, 5 lucruri, 5 case sau știu ce să înșire. Însă aceia au zis altceva. A lăsat tot. Tot a lăsat. N-a dus nimic cu el, nimic. Tot ce a avut a lăsat aici. Vom vedea ce, dar acum o dată, tot. Doar el e în sicriu și așa îl vă duce, fără nimic. Așa a plecat bogatul din Evanghelie. Dar se încheie Evanghelia și ne cheamă să ne îmbogățim în Dumnezeu. Ne cheamă la asta. Și prin ce te îmbogățești? Prin faptele cele bune. Mânat de credință, de nădejde și dragoste, lucrătoare să fie acestea și atunci te îmbogățești în Dumnezeu. Și atunci dacă lucrezi fapte bune, făcând bine altora, din ceea ce Dumnezeu ți-a dat, prin ce te-a binecuvântat, atunci te îmbogățești în Dumnezeu. Și atunci nu contează că treci mâine de aici sau poimâine sau în seara asta. Nu contează că te-ai îmbogățit în cer. Ce rămâne nu contează cui rămâne. Contează ce duci și ce ai în cer, ce ai dus acolo. Contează mult asta. Și dacă contează, atunci să ne facem comoară în cer. Să nu uităm ca să o avem pe veșnicie. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.